Bine v-am regăsit, dragi doamnelor și domnilor, la Târgul de Cariere. În momente cheie pentru cariera noastră, este foarte important să avem un partener de nădejde care să ne ajute să ne alegem direcția care să ne ducă spre obiectivele noastre. Discutăm cu Iulia Stockton, Strategy and Operations HR Manager la Accenture Brașov, să descoperim mai multe despre HR în BPS și ce înseamnă o carieră la Accenture. Haideți să o primim pe Iulia în platou. Salut, Iulia! Bine ai venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc! Iulia, în primul rând, bine ai venit la live-ul Târgul de Cariere. Am câteva întrebări pentru tine și sunt convins că vei putea să îmi răspunzi. Cu drag! Bun! Uite, angajații motivați au un mare aport la succesul unei companii. Cum a fost ultimul an pentru angajații Accenture Brașov și cum i-ați păstrat motivați? Cred că este sau a fost și încă este o perioadă dificilă pentru toată lumea, pentru fiecare dintre noi și angajații Accenture Brașov și cred că în general la nivel global am resimțit efectele acestei perioade. Cred că singurul lucru pe care putem să-l facem este să rămânem conectați unii cu ceilalți și să păstrăm legătura cât se poate de aproape, de la distanță, unii cu ceilalți între oameni. Pentru că, cel puțin din punct de vedere al jobului, este foarte ușor să te lași prins de problemele operaționale, de prioritățile de zi de zi, de task-uri, de deadline-uri. Și atunci, modul în care noi am reușit, deși în prima fază poate nu ne-a fost la fel de confortabil cum ne-a fi fost când ne întâlneam în fiecare zi la birou, însă am învățat pe parcursul acestui an că pentru a rămâne conectați, cum spuneam, trebuie să plănuim acest timp împreună. Adică să avem acele meeting-uri și întâlniri, nu doar pentru a vorbi care este targetul pentru ziua de astăzi, ce trebuie să urmărim, ci acele întâlniri prin care facem acea conexiune umană. Și e o chestie de exercițiu ca acel timp în calendar să existe și să fie și folosit pentru asta, fără a te lăsa prins în vâltoarea priorităților. Și asta este ceea ce cred că ne face să continuăm cu succes, faptul că reușim, cel puțin pe jumate pe cât ne propunem, să rămânem conectați și să avem acest timp împreună. Atât ca echipă mare, cât și ca echipă mică și departament și, mă rog, momente diferite. Înțeleg. Interacțiunea umană cu siguranță este extrem de importantă în perioada asta. Cum vezi evoluția mediului de business în general și al sectorului de BPS în special în anul care urmează, în 2021? Cred că va fi totuși o evoluție pozitivă, chiar dacă sunt multe business-uri care au anumite provocări. Din punct de vedere al BPS-ului, în continuare cred că că este o piață care va continua să crească. Asta pentru că BPS-ul și avantajele pe care acestea le aduce clienților care apelează la acest tip de servicii sunt exact acel diferențiator de care firmele au nevoie în perioada aceasta pentru acel impuls, acel imbolt de care au nevoie, pentru acel cost cut, de exemplu, de care poate au nevoie pentru a putea să continue în perioada asta. Asta și pentru că cred că suntem în punctul în care digitalizarea nu mai este doar o opțiune, este o necesitate. Și BPS-ul și Accenture chiar oferă soluții integrate nu doar de servicii, ci și de digitalizare, practic pachete complete de HR as a service, finance as a service, change as a service, ceva ce se aplică zilelor noastre. Și atunci întreg sectorul acesta cred că va continua să se dezvolte. Și este ceva ce observăm și din operațiunile noastre din aici.
Înțeleg. Iulia, care crezi că sunt cuvintele cheie pentru HR-ul viitorului în contextul perioadei pe care o trăim? Practic, cred că în zilele acestea home is the new office. Și HR-ul trebuie să se adapteze la acest mod de a lucra și de a trăi, de fapt. Și practic activități pe care din punct de vedere HR până acum poate erau foarte bine stabilite. Și o să dau aici un exemplu, poate un onboarding. În momentul în care îți vine un angajat nou la birou, atunci când eram la birou, venea colegul, îl prezentai și la recepție și la colegul de lângă: aceasta este echipa care vei lucra, acesta este departamentul, acesta este laptopul, aici vei sta și așa mai departe. Toată partea asta pe care o cunoaștem destul de bine. În momentele astea, tot ce înseamnă partea de onboarding se întâmplă virtual. Colegii primesc laptopul acasă și primul contact cu colegii este unul telefonic. Și atunci toată partea aceasta pe care, nu știu, cunoașterea departamentului, a colegilor din jur, poate nu cei cu care interacționează zi de zi, iarăși cu ajutorul tehnologiei trebuie plănuită. Și dacă în modelul clasic, nu știu, îi se atribuia colegului nou un buddy, acum trebuie să avem grijă ca acest coleg să aibă ocazia și să aibă acel timp plănuit prin care să-și cunoască fiii și restul echipei. Și atunci se gândește o nouă formă a HR-ului, în acest caz, de timp organizat cu fiecare membru din echipă. Adică nu doar un buddy, ci fiecare din echipă va avea o activitate pe care o va prezenta colegului sau colegei noi. Astfel încât să ne asigurăm că are loc acea sinergie între echipele acum virtuale. Și practic același lucru se aplică la toate layerele, pentru că cred că adică ce este important pentru HR de acum încolo este partea aceasta de employee experience și de people connection. Și cred că astea sunt zonele pe care trebuie să ne focusăm. Și bineînțeles, aici avem și, cel puțin în Accenture, avem și multe programe care ne și ajută să reușim să păstrăm această balanță între viață și viața de la birou. Pentru că e adevărat că adică este mult mai ușor să te lași prins în task-urile de zi cu zi, în momentul în care nu-ți dai seama că s-a făcut ora 6, pentru că nu mai vezi toți colegii în jurul tău ridicându-se, sau nu-ți dai seama că s-a făcut ora prânzului, pentru că nu mai strigă cineva: haideți să mergem să mâncăm un sandwich. Și atunci cred că fiecare dintre noi avem nevoie de puțin ajutor pentru a reuși să ne deconectăm, pentru a reuși să ne păstrăm și calmul, cum spuneam, fiind o perioadă dificilă. Și atunci avem și programe, training-uri, webinar-uri, avem acces și la anumite aplicații. Toată partea asta intră în transformarea serviciilor de HR pe care le avem, atât pentru clienții noștri, cât și pentru angajați. Înțeleg. Apropo de HR, cum se diferențiază HR BPS față de HR-ul clasic? Care sunt, practic, libertățile și îngrădirile HR-ului BPS în raport cu cel clasic? Cred că diferă vizibilitatea. Într-un HR clasic ai acces la informațiile din departamentul tău, din compania ta, în principal din sfera de influență. Adică dacă ești într-un job de recrutare, practic ești familiarizat cu procesele de recrutare pentru de care te ocupi în momentul respectiv. Atunci când ești în cadrul unui proiect de HR BPS, ai ocazia să ai o viziune mult mai largă, să vezi mult mai multe lucruri, vezi procesele de la A la Z, HR-ul de la început până la sfârșit, de la momentul recrutării, apoi partea în care angajatul intră în companie, până ciclul de viața lui în companie și uneori chiar și pensie. Și poți să-ți dai seama și poți să faci anumite legături între procesele respective și ai ocazia să contribui cu mai multe idei de îmbunătățire sau poți să vezi cum funcționează procesele pe mai multe țări, și pe Germania și Franța avem proiecte internaționale.
Și atunci, în momentul în care ai ocazia să vezi, poate merge un proces de recrutare foarte bine pe Germania și atunci poți să te poți gândi, uite ce bine merg lucrurile în procesul acesta pe care lucrez eu. Oare colegul care lucrează pe Franța n-ar putea beneficia de același lucru? Haideți să vedem cum putem să ne ajutăm unii pe alții să ne fie mai bine și să le fie și clienților noștri mai bine. În același timp, pe partea asta de HRBPS, într-adevăr, nu ai la fel de multă libertate sau nu ai aceeași putere de decizie. Poți să ai o mare putere de influență, dar pe lângă stakeholderii interni pe care îi ai și într-un mediu de HR clasic, să-i spun, într-un HRBPS ai și stakeholderii interni, dar sunt și cei ai clienților pe care trebuie să îi convingi. Însă pârghiile de influență și, cum spuneam, exemplele de îmbunătățire pot fi multiple și atunci rezultatele vin de la sine. Dacă tot intrăm mai în detaliu puțin înspre HRBPS, care sunt practic principalele avantaje ale unei cariere în domeniul ăsta, în HRBPS? Dă-ne și un exemplu, cum se derulează, de exemplu, o zi de lucru. Pentru mine, pot să-ți dau mai mult decât un exemplu de cum se derulează o zi de lucru, pot să-ți spun un pic care a fost pentru mine diferența venind dintr-un mediu de IT sales și IT services, practic destul de mult client experience, client service. În momentul în care am făcut schimbarea aceasta pe HR, am resimțit schimbările pozitive. Practic, vorbind de domeniul resurselor umane, lucrez mult mai aproape cu oamenii. Lucrez cu oamenii și într-un departament de IT, bineînțeles, în client exposure. Dar subiectele pentru care lucrez cu oamenii sunt diferite. La resurse umane sunt subiecte sau întrebări pe care le primești de la angajații clienților noștri, care sunt, bineînțeles, mult mai aproape de ei, pot fi întrebări foarte personale. Respectiv, aportul muncii pe care o facem fiecare dintre noi, cel puțin pentru mine, este resimțit altfel. Adică am simțit o diferență între faptul că ceea ce am făcut eu astăzi a contribuit la faptul că 15 angajați și-au găsit luna asta jobul potrivit. Sau faptul că datorită eforturilor pe care echipa mea l-a depus luna aceasta, un număr X de angajați și-au primit salariul la timp. Și atunci sunt satisfacții pe care le trăiești în fiecare zi, comparativ cu, nu știu, faptul că, cum am dat exemplu mai devreme din IT, faptul că, nu știu, am mutat o tastatură de la stânga la dreapta pe care am pus-o astăzi. Impactul muncii este unul, din punctul meu de vedere, mai important, sau cel puțin mai aproape de sufletul meu. În același timp, HR-ul ca domeniu de activitate poate fi o rampă de lansare pentru orice direcție. Chiar este o rampă de lansare în carieră, pentru că, mai ales pentru cineva care nu are neapărat foarte multă experiență, e un domeniu care te poate aduce în orice sferă ai putea să ai mai multe skill-uri. De exemplu, cineva care este atras de partea aceasta de calcule, de matematică, partea financiară și poate să înceapă o carieră pe partea de salarizare, de payroll, care mai departe poate să-i deschide uși către departamentele de finance sau chiar către o specializare pe partea aceasta de payroll. Cineva care îi place foarte mult interacțiunea umană poate să se dezvolte mai mult în partea de recrutare sau în partea de asistență a angajaților, sau în direcția de management sau de expertiză de HR. Adică sunt foarte multe opțiuni intrând într-un departament de HRBPS. Expunerea este destul de largă. M-ai întrebat cum arată o zi de lucru. Ziua de lucru, iarăși în HR, diferă puțin de la o zi la alta. Diferă de punctul în care suntem
în fiecare, de punctul care suntem în lună pe calendar. Pentru că în HR lucrăm foarte mult cu puncte importante din calendar. De exemplu, poate să fie perioada de evaluare, sau poate să fie perioada de salarizare, sau poate să fie perioada de bonus. Depinde, de aceea nu arată fiecare zi la fel. Da, sunt și acele întrebări rutinare, să le spun, pe care le primim de la angajați, însă ce am descoperit de-a lungul timpului este că angajații clienților noștri reușesc să ne uimească și să ne pună întrebări interesante în fiecare zi, pentru că de aceea se numesc de resurse umane, pentru că lucrăm cu oamenii și cu problemele și întrebările cu care aceștia se confruntă. Bun, și o ultimă întrebare, Iulia. Care sunt rolurile pe care le promovați la această ediție a Târgului de Cariere? Și am să includ aici și ce sfat ai pentru candidații care își doresc să aplice pentru un rol în cadrul Accenture. Pozițiile pe care le avem deschise sunt în principal pentru oameni care sunt vorbitori de limbi străine, de mai multe limbi străine, ideal. Avem poziții atât pentru cei care sunt la început de carieră sau care chiar nu au niciun fel de experiență, avem și poziții deschise pentru oameni care au o senioritate mai mare în câmpul muncii. Atât în zona de finance, cât și în zona de HR. Sfatul meu pentru viitorii colegi ar fi să rămână flexibil, să fie deschiși la orice oportunitate care poate să apară, pentru că din fiecare experiență avem ceva de câștigat și ceva de învățat și fiecare experiență ne aduce cu un pas mai aproape de acel loc din carieră în care ne dorim fiecare dintre noi să fim. Și poate să rămână întotdeauna deschiși la dezvoltarea personală. Sau să nu uite să se concentreze niciodată pe asta. Înțeleg. Bun. Iulia, mulțumesc foarte, foarte frumos. A fost un interviu foarte bun, foarte interesant. Îmi place că am învățat câte ceva despre HRBPS. Sunt convins că nu toți eram așa de familiari cu subiectul ăsta. Mulțumim foarte mult și sper să vă ocupați cât mai multe poziții. Îți mulțumesc frumos și eu. Mi-a făcut plăcere. Vă așteptăm la standul nostru virtual, unde colegele mele o să poată să răspundă la oricare dintre întrebările voastre. Mulțumesc frumos încă o dată. Perfect. Mulțumesc frumos și îți doresc o zi bună. O zi bună. Bun. Dragi doamnelor și domnilor, vom reveni după o scurtă pauză la Târgul de Cariere. Nu plecați nicăieri. Thank you.